Sănătate și bine revenit printre martorii Crypto la o nouă ediție a Știi din lumea criptomonedelor. Marea mișcare cripto din India, planificarea lansării propriului browser web folosind criptomonede. India va adăuga plăți prin conversație bazate pe inteligență artificială. NFT-urile pot revoluționa industria de brokeraj de date oferind transparență, control și posibilități de monetizare pentru utilizatori. Autoritățile de reglementare bancară lansează un avertisment sever oricărei bănci care face afaceri cu PayPal, continuând un atac fără precedent de reglementare financiară împotriva criptomonedelor. O bancă americană dezvoltă 166 de milioane de dolari în dețineri cripto arată un raport privind veniturile din trimestrul 2. Sistemul de plăți instantanee FedNow al Rezervei Federale este primul pas către CBDC-uri. CBDC-ul este o sclavie Bitcoin Libertate. Bitrex, cofondatorul și fostul director general al acesteia, au convenit să plătească taxele că operau o bursă națională de valori mobiliare neînregistrate. SEC va anunța azi o decizie majoră privind ETF-ul Bitcoin. ETF-ul Bitcoin de la BlackRock și Invesco confirmat susțin persoane din interior. Texasul va oferi scutiri de taxe producătorilor de energie ce folosesc gaze arse și ventilate pentru a extrage bitcoin, relatează Bloomberg. Consiliul pentru minerit Bitcoin dezvoltă o creștere durabilă, un nou sondaj pune în lumină puterea și eficiența industriei. Analiză tehnică Bitcoin și Ethereum, ambele în scădere pe măsură ce inflația în Statele Unite a crescut. Jerome Powell pierde tot controlul când este întrebat de ce o inflație de 2% și cum îi ajută aceasta pe cetățeni. Conectarea sistemului australian pentru adoptarea tehnologiei blockchain folosind rețeaua XDC. Liderul Shiba Inu prezintă trei noi parteneriate înainte de lansarea și Shibarium. Ripple lucrează cu Banca Reglementărilor Internaționale, BIS, cu privire la grupul operativ de plăți. XRP este listat de gemenii după recenta victorie a lui Ripple. XRP a crescut temporar la 50 de dolari pe exchange-ul Gemini datorită lipsei de lichiditate, împingând capitalizarea de piață la trilioane de dolari pentru câteva minute. Top Pandit dezvăluie harta comorilor XRP proiectând un raliu de 1230%, ducând prețul la 8,50 dolari. Evernote anunță un airdrop pentru deținătorii de XRP, iar data snapshot-ului este azi la ora 6 p.m. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uitați că nu sunt consultant financiar, iar acest spun o trebuie lua ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la curita cât mai multe criptomonede.